ăsta e neamul. Și în clipa în care judeci așa, dar tot ce se întâmplă astăzi, asta chiar mi-a venit să râd, că zicea cineva, dom'le, dar chiar așa nu te afectează, au fost colegi de la tine din teatru, au fost mai și care au zis și nu știu ce, zic, dom'le, m-a durut pentru ei, sincer, să m-a durut pentru că, da, îi văd unde se duc. Dar în rest, mi-am aduc aminte de o reacție a meșterului Berigan. Era directorul teatrului, membru supleant al Comitetului Central, președintele Institutului Mondial de Teatru și s-a apucat într-o ședință scriitor să-l facă praf. Dom'le, și îl critica și era de fapt să uita așa cu o nostalgie și cu o dragoste meșterul la el, ca și cum îi dădea Oscarul. Și în pauză ce m-a întrebat, ce că meștere, dar dom'le, nu vă afectează chestia asta? Răspuns, bine, avea și un umor meșterul, ce că de mult am învățat să mă uit la ăștia cu binoclu întors. Îi vedeam mici. Cu binoclu întors, dom'le, mi se pare exact așa și eu. Mă uit la ei cu binoclu întors, dar cu toate astea, pe mine m-a durut și mă doare chestia asta, că zic, bă, sunt ai noștri. Sunt ai noștri, sunt de aici, din plămada asta sufletească și sunt din casa ta. Când ți se întâmplă în familie ceva de genul ăsta, e mai dureros, că dacă erau străini de țară, îi înțelegi, dar sunt înstrăinați de propria lor țară, sunt înstrăinați de propriile lor valori. Haideți să vorbim un pic de viitor, să ne gândim un pic ce ar trebui să facă românii de acum înainte, ca să le fie mai bine. Să le fie bine și copiilor lor, nu doar lor acum. Ce lume lăsăm copiilor noștri? Păi, în primul rând, viitorul nostru este făcut dincolo de ocean. E clar că ni s-a tăiat, numai comuniștii au împărțit timpul în cincinale, dacă mai țineți minte. Cincinale, cincinale, cincinale și se mucea de se spetea și eu eram mic și am zis lui mama, mamă, dar când se mai odihnește poporul ăsta? Că tot trecea din cincinale în cincinale, își lua angajamente. Și ați observat că nu mai este nici trecut, nici viitor, e un prezent secvențializat în evenimente. De dimineață până seara sunt numai secvențe. E un prezent continuu pulverizat în evenimente. Nimeni nu mai gândește înainte. Nu interesează, mai ales la tine, am observat, ei n-au un câmp mare a perceptivei aici. Deci până la urmă ce fac de acolo, nu mai este perspectiva. Hristos când a venit pe pământ ne-a dat o altă perspectivă ontologică. Era alt om. Era o largheție teribilă. Însă este mic. Și obolanul consumerist care și pe mine au comunicat că mie să fie bine. Dacă mie e bine, ce mă interesează ăla? Egoistul, egocentricul, pe când celălalt zice... Da, nu trebuie să ne gândim și la ce va fi după noi? Dar stați puțin, știți cum de pe ce... aici sunt două categorii. Avea Solzhenitsyn într-o lucrare lui, zicea, dom'le, un singur om autentic, e la care iubește, se dăruiește pe sine și are grijă de semenul lui. Ăsta e om autentic. Un singur om autentic poate să trezească o comună, un sat, un oraș, un continent. Autenticitatea asta este, zice un mare teolog, Christos Yannaras, zice, e ca un poet mare care salvează toate posibilitățile poeziei. Eminescu, când a apărut, a salvat toate posibilitățile poeziei. A salvat toate posibilitățile conștiinței. Era un autentic. Era un om care trăia România autentic. Noi putem să le dăm, cum să zic, dacă vorbim acum de viitor, nu știu dacă v-am spus, dar am făcut niște piese de teatru radiofonic, Rugul Aprins, sfinții care au suferit acolo în închisori, cumplit, și m-am dus la Chișinău cu ea. Teatru radiofonic. S-au venit elevi de liceu să asculte. Unul n-a dat timpul, erau pe mobil așa. Și am zis la final și acolo erau niște mărturisiri zguduitoare. Nu zguduie nimic, Iroș. Și la sfârșit zic... Credeți că auzeau ce se spunea? Dar nu interesa. Erau deja așa cum sunt acum, de acvariu. Și la sfârșit zic, bă, îmi pare rău că v-am deranjat. Și s-a scoat o fată și zis, dar chiar nu ne interesează. Adică cu un curaj de Bruxelles. Chiar nu ne interesează. Și o voce din spate, o doamnă la 50 de ani, draga mea, o să te intereseze când o să aducă coșciugul cu trupul logodnicului tău din Afganistan în coșciug de aluminiu. Ea pe semne și pierduse iubitul acolo în luptă. Sau acum în Ucraina sau în Rusia. Atunci o să te intereseze. S-a făcut o liniște fantastică. La 5 ani m-a dus tata la acvariu din Constanța și mă uitam la un peștișor. Știți unde e acvariu? Da. E aproape de mare. Da. Și s-a întors după, chiar lângă casino, după acolo. 10 minute și a zis, ce face? Zic, stau de vără cu peștișorul.
Și ce îi spui? Îi spun că mare e aproape. Pe rana acvariu. La tineretul ăsta, bă, mare e aproape. Stați, bă, închiși acolo pe fermoarul ăla să vă uitați numai pe binoclul ăla. Ce poți să le zici? Îi cerți odată. Îi cerți că iubești. Eu dacă vreau să fac astăzi un proiect mare de teatru... Dar au de ales, având în vedere evoluția, au de ales... Au. Au sau de ales. Nu trebuie să... Ei au ales linia confortului. Iar confortul acesta maxim înseamnă degenerare maximă. Păi dacă asta văd zi de zi... Foarte bine. Dacă asta li se servește zi de zi... Doamna, știți expresia nemaipomenită a lui Petre Țuțea? Excepționalitatea nu stă în profesor, în elev. Și eu am avut colegi de o anumită factură, nu mai știu ce, profesor zicea, domne, dar vedeam eu, când îl vedeam pe Dem Brădulescu, vedeam acolo o întreagă istorie a teatrului românesc. Când doamna Victoria Moldovan, Dumnezeu să o odihnească, era fost campioană olimpică la gimnastică, mă învăța primele elemente de pantomimă. De ce m-am dus la ea să întreb? Restul nu s-au dus. Mi-a dat parol sur le mime al lui Etienne de Cru. M-am dus cu ea la biblioteca franceză și nu uitam la Marceau și până uitam în stânga să nu ne vadă securitatea că am fost la biblioteca franceză. De ce m-am dus? Din faptul că doream, din vocație. Sunt tineri astăzi, într-un procent mic, care sunt excepționali. Ei, dacă nu se întăresc, vor fi victimele acestei... Deci avem valori în continuare, dar nu le vedem. Nu că nu le vedem, nu le susținem cum trebuie. Avem un institut, un sistem educațional dezastros, făcut împotrivă. Acum am înțeles că mai vrea să le bage nu știu câte vacanțe. Adică îi fracturează. Când scoți geografia, când scoți istoria, când scoți sportul, este clar că vrei o națiune degenerată. Când tu vrei numai specialiști cu ochișorii așa și nu vrei o perspectivă largă asupra lumii, cu date de cultură, de responsabilitate, de asta, e clar că tu lupți să-l reeduci pe ăla, să-i faci un orizont mic, meschin, un punct de vedere, atât să trăiască ca să-l poți să manipulezi. E clar că avem intelectuali trădători care nu iau cuvântul să spună și care trebuie să fie responsabili. Este clar că, cum să zic, avem oameni politicieni de, cum să zic, extracție joasă, sluci care merg pe ordine care sunt date din afară. Până la zic că, bă, aici la noi se oprește toată treaba asta. Știți ce a spus un șef de stat din Africa? Adică ne-ați luat diamantele, ne-ați luat totul, ați trecut peste noi, dar vă spunem că avem granițe invizibile peste care nu puteți trece. Sunt granițele sufletului nostru. Ce au de făcut românii de acum înainte? Să se trezească. Să se apuce de lucru la nivel de poziție. Fiecare familie, am zis, trebuie să facă un Mărășești. Să se trezească. Să zică un englez, un foarte bun prieten al meu, mi-a zis, Dane, ăștia cu dreptul românii să se oprească aici, în privorul casei. Englezul mi-a zis. Am un tip extraordinar. Ăla este fratele meu creștin de dincolo. Occidental. Considerați că Occidentul este o lume fericită? Este o lume fericită la nivel de consum. Și totuși pleacă încă foarte mulți români de aici. Păi pleacă pentru că sunt atât de necăjiți și sunt atât de alungați din propria lor țară. Cea mai bogată țară din Europa îi aruncă. Cine i-a aruncat? I-ați aruncat dumneavoastră? Îi arunc eu? Sau reprezentanții unei clase politice care au primit ordin să deșertizeze acest popor și care nu interesează decât să aibă conturi în Dubai, unde mai naiba mai pe acolo, adică sub români. Care au sugrămat această țară. Pot eu să condamn 7 milioane de oameni care se duc? Gândiți-vă că ăștia fac săraci acum Paștele prin bisericuțile lor pe acolo, pe unde sunt cu copiilor, cum cresc jumate așa în spaniolă, jumate în românește. Este, cum să zic, un exod tragic. Dar exodul cel mai tragic este din condiția de român și din condiția de creștin care se face la noi în țară. Spuneați că dumneavoastră ați fost în Ucraina înainte de război, da. Și ați vorbit românilor de acolo și spuneați că atunci când se vorbea limba română, tremurau. Le era frică. Le era frică, n-am văzut niciodată, vorbeau, se uitau așa și am intrat în biserică și am vrut și eu să caut biserici românești, un nume nu era scris în românește. Persecutați. Și eu să văd că s-a zis la televizor președintele Zelenski că noi am invadat pe ei. Ați văzut discursul din Parlamentul României al președintelui Zelenski? N-am văzut, nici n-am vrut să văd. O eroare continuă. A promis că se va purta altfel cu minoritatea. Nu. De ce să ajungi în zona tragică? Și, dar până atunci n-ai avut procese de conștiință? Dar poate așa au fost educați. Da, și noi am fost educați. Și n-am...
Nu, acum știți de ce vă răspund așa? Pentru că se găsesc explicații la orice. Da, și dracu are explicații. Și să știți că adevărul nu e la mijloc, că nu-l bagi între Iuda și Hristos. Adevărul este acolo. Nu, și poporul român poate a fost educat să fie resentimentar și n-a fost resentimentar. Eu asta vă spun. Și dacă ungurilor li se întâmplă mâine ceva, noi tot cu milă. Mi-a zis în al preasfinția sa Ioan un lucru extraordinar, mitropolitul. Ce, domnul, când era la Covaz de acolo cu ungurea, ăsta este un exemplu fabulos. M-a chemat în țara română să sfințesc casa, ograda. Și era cu masa pusă, cu bucatele și am intrat și am văzut gardul. Gardul separat de un ungur. Dar gardul mergea și era o fântână. Gardul se oprea la fântână și continua după fântână. Și zicea, cum ați făcut mai aici? Păi, că din asta bem dinpreună. Asta e soluția. Știți care e fântâna aia pentru comunitatea asta europeană, bezmetică, rătăcită? Fântâna creștină. Să bem împreună. Și să știți că un bun creștin, cum este românul, n-are alergii nici față de musulman, nici față de iudeu. N-are. Este câte bordeiuri, câte obiceiuri. Am mai dat eu Dobrogea, exemplu acesta excepțional de coexistență. Părintele Calciu spunea că la Mahmudia acolo erau lipoveni, ucrainieni, evrei, armeni. Nu exista. Și am mai dat un exemplu cu bunicul meu care era primar în Cernavoda și tot așa, evrei, armeni, greci, nu își punea nimeni problema ce este să fie om. Asta e soluția, e foarte simplă. Nu o vor, pentru că făcând conflicte câștigă bani. Au rămas sechelele acestea. Știți, o expresie a lui Iisus, am venit în lume și am găsit pe toți beți. Neînsetați de nimeni. Și rău i-a părut inimii mele de fiii oamenilor. Beți sunt. Beți. Neînsetat de nimeni. Poporul român nu s-a îmbătat. A fost însetat întotdeauna de acest, cum să zic, adevăr, de această credință. Noi n-am făcut în numele credinței războaie. Noi n-am fost cruciați. Noi am fost crucificați. Mare atenție. Am ajuns la final de interviu astăzi. Aș vrea să le transmiteți un mesaj românilor în această perioadă sfântă. Păi, să rămână ceea ce sunt și ceea ce au fost dintotdeauna, cu inima și cu tot sufletul aproape de Dumnezeu. Asta este tot. Și atât de simplu este? Nici nu știți cât e de simplu. Mi-ați adus aminte de Tudor Greceanu, mare aviator și martir al închisorilor comuniste. Atât de ușor se moare și atunci de ce să mai facem compromisuri? De ce să faci compromisuri, popor român? Atât de simplu se moare. Vă mulțumesc foarte mult și pentru această emisiune. Salman. Vreau să-mi promiteți că mai facem emisiuni împreună. Mai răluți că e mai drăguț. Avem multe de spus oamenilor. Le mulțumim încă o dată gazdelor noastre de la Palatul Știrbei pentru faptul că astăzi ne aflăm aici. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem cu bine. Mulțumesc. Doamne ajută și să ne revedem într-o Românie liniștită, netulburată, care își recapătă seninul sufletesc în care a trăit tot timpul, în inima ei. În jur au fost nori, dar în inimă a avut senin. Dacă n-avea senin, n-avea folclorul ăsta uriaș. Nu avea iaia curată. Întrebați-l pe maestru Zanfir ce înseamnă seninul poporului român. El este o bucată de cer neîntinat. Urmează și domnul Zanfir. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag, să rămână.